L-au ucis pe loc. Lovitură grea pentru Vladimir Putin. Lovitură grea pentru Vladimir Putin. Războiul din Ucraina continuă, iar armata rusă înregistrează pierderi majore pe câmpul de luptă, confirmate atât de partea ucraineană, cât și de partea rusă. Recent, presa rusă a confirmat lichidarea unui alt comandant rus de către militarii ucraineni. Forțele armate ale Ucrainei au distrus recent o navă de luptă de tip raptor a Marinei Ruse în Marea Neagră. Capitanul acesteia, adjutantul superior Maxim Panin, se afla pe nava de război și a fost ucis în timpul atacului. Flota Rusiei a pierdut un alt comandant. Lichidarea sa a fost confirmată de presa rusă. Maxim Panin a fost înmormântat sâmbătă după amiază în fortăreața rusă Kronstadt. Maxim Panin a servit anterior în flota baltică a Federației Ruse, însă a fost transferat în flota Mării Negre pentru a participa activ la războiul din Ucraina. Fiind unul dintre cei mai buni comandanți, a fost trimis în flota Mării Negre pentru a îndeplini misiuni de luptă, a scris presa rusă. Probabil, invadatorul spera să avanseze și să fie premiat, omorând ucraineni. În cele din urmă a primit premiul, dar a trebuit să plătească pentru el cu propria viață, a scris presa ucraineană, relatează dialog UA. Menționăm faptul că statul major al forțelor armate ale Ucrainei a raportat anterior distrugerea unor răpitori ruși care au încercat să ocupe insula ucraineană Zmei. Bărcile marinei ruse au fost spulberate de armata ucraineană cu ajutorul aeronavelor de luptă fără pilot UAV Bayraktar TB2. Amintim că Olexi Arestovici, consilier prezidențial din Ucraina, a declarat recent că forțele ruse au pierdut alți doi generali.